Am ajuns la capătul călătoriei prin psalm cu context istoric dat, cei 13 psalmi cu context istoric dat ai Bibliei, și am parcurs în ordinea în care sunt relatate evenimentele din cartea 1 și 2 Samuel de care sunt legați. Și am fost invitați, printre altele, să împrumutăm și cuvintele ucenicilor Domnului Iisus. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Învață-mă pe mine, învață familia mea să se roage, învață-ne ca grup, ca echipă, ca biserică. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Dacă aș putea să aleg ce să lipesc astăzi de inima voastră, a fiecăruia dintre voi, aș alege un psalm întreg, oricare dintre acești psalmi. Un psalm întreg să fie lipit de inima voastră a fiecăruia. M-aș ruga fiecare dintre noi să poată pleca de aici sau în următoarea perioadă și să spună: psalmul meu este acesta. L-am memorat, a ajuns în mintea mea, în inima mea, l-am cunoscut mai bine pe Dumnezeu rugându-mă prin aceste cuvinte, am prețuit mai mult persoana și lucrarea Domnului Iisus anunțată în acest psalm, am redescoperit ce înseamnă lauda la adresa lui Dumnezeu, împrumântând rugăciunile lui David. Așa că revin cu provocarea. Care este psalmul tău? Fie vă uitați pe pliant, fie vom urmări o scurtă recapitulare, doar titlurile lor, aș vrea să ne aducem aminte călătoria pe care am făcut-o. Primul psalm pe care l-a scris în anii 20 ai vieții lui, David spune: Domnul este locul meu de scăpare. Și apoi în psalmul 34 ne arată că este o frică care vindecă toate celelalte frici. Este frica de Domnul, care ne eliberează inclusiv de frica de oameni. Când David plânge, vine la Dumnezeu și spune: adună-mi lacrimile în burduful tău. Tu-mi cunoști cărarea. Adună-mi lacrimile, fiecare dintre ele, în burduful tău. Și există și o rugăciune a celui singur. Psalmul 142. Rugăciunea celui singur. Indiferent care este etapa sau anotimpul vieții, David ne invită să facem ce a făcut el. Îmi pun speranța în numele tău. În numele tău pe care l-ai revelat, de exemplu, lui Moise, când te-a întâlnit pe munte și s-a închinat înaintea ta pentru că te-a cunoscut. Îmi pun speranța în numele tău, acolo unde sunt acum, astăzi. În psalmul 54, David strigă către Dumnezeu și spune: Tu ești ajutorul meu. Tu ești ajutorul meu. Și apoi, în psalmul 57, vorbește cu sufletul lui: Trezește-te, suflete al meu! Trezește-te, suflete al meu! Inima mea este pregătită, Dumnezeule! Inima mea este pregătită! Când poporul a suferit o înfrângere, David, ca purtător de cuvânt al tuturor celor din Israel, vine și îl imploră pe Dumnezeu: Dumnezeule, întoarce-te la noi. Ne-ai respins, dar întoarce-te la noi. Întoarce-te la noi. Atunci când vorbește doar despre păcatul lui, păcatul cu Bașeba, David îl imploră pe Dumnezeu: nu m-a alungat din prezența ta. Nu m-a alungat din prezența ta. Și după ce știe că Dumnezeu l-a iertat, dar știe și că oamenii nu l-au iertat, pentru că îi amintesc păcatele din trecut, David scrie despre demnitatea păcătosului iertat și se ascunde sub haina tatălui, haina nouă pe care o primește fiul risipitor, care se întoarce acasă, dreptatea în care Dumnezeu ne îmbracă pe fiecare dintre noi, dacă avem curajul pocăinței. Și iertat, David vorbește despre cea mai mare sete a sufletului. Este setea după Dumnezeu însuși. Îmi însetează sufletul după tine. Îmi însetează sufletul după tine. El se ascunde sau se urcă și rămâne ascuns în adăpostul dreptății. Și în ultimul psalm, scris la sfârșitul vieții, David se uită la tot drumul pe care l-a parcurs și spune: unul singur este demn de laudă. Dumnezeu este demn de laudă. De lauda mea, de lauda noastră, a tuturor. Numai Dumnezeu este demn de laudă. Dragi frați și surori, ne dorim să ne rugăm?
Cât de importantă, cât de prețioasă este rugăciunea pentru noi, pentru fiecare dintre noi. Ca să nu fie un răspuns fals sau spus de dragul inimii noastre sau de ochii oamenilor, un lucru practic pe care îl putem face, prin care să arătăm cât de importantă este rugăciunea pentru noi, e să împrumutăm o rugăciune pe care Dumnezeu a validat-o, să memorăm unul din acești 13 psalmi. Memorarea Scripturii va hrăni viața noastră de credință, va îmbogăți rugăciunile noastre. Dacă avem curajul să îi așezăm în inima noastră, în mintea noastră. Pentru că psalmii, și aceștia sunt doar o parte, doar 13 din 150, fac parte din cartea de rugăciuni a Bibliei, ceea ce Dumnezeu a validat, ne-a împrumutat ca și rugăciuni. Dumnezeu însuși ne împrumută aceste cuvinte. Sunt cuvinte prin care credinciosul își găsește glasul, locul, descrierea onestă a inimii înaintea lui Dumnezeu, fără să ascundă nimic, fără să treacă cu vederea nimic din ceea ce știe despre sine sau despre Dumnezeu. Și o comunicare atât de vie între David și Dumnezeu. Rare ori găsim în bisericile noastre bărbați rugându-se cum se roagă David. Și mă rog ca rugăciunile lui să fie molipsitoare pentru noi, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să comunicăm cu El, așa cum David a învățat să o facă. Prima mea concluzie personală, după ce am parcurs acești 13 psalmi, e că eu am neglijat importanța rugăciunii în ultimii ani. Am neglijat importanța rugăciunii. Nu în sensul că rugăciunea a lipsit din viața mea, dimpotrivă, m-am rugat în fiecare zi. Avem o listă de rugăciuni a familiei. Ne rugăm unii pentru alții, pentru prieteni, pentru rude, pentru vecini, pentru membrii bisericii, pentru problemele pe care le știm, pentru lucrările bisericii, pentru o mulțime de oameni și de lucruri în fiecare zi. Dar există un aspect esențial pe care îl întâlnesc la David și care mie îmi lipsește sau mi-a lipsit. Și acela de a face rugăciunea importantă. Pentru mine rugăciunea a fost o activitate între celelalte. Lucruri bune. Studierea Scripturii, pregătirea predicilor, întâlnirea cu frați din biserică, diferite echipe, planificare, organizare, studii, cursuri, diplome, lucruri bune. Dar rugăciunea îngrămădită între toate aceste lucruri. Și uneori simțeam că ies cumva de sub val și nu mă mai gândesc la următorul lucru din orar și mă rog cu adevărat, este timp doar pentru Dumnezeu. Dar când mi-am analizat mai atent programul, am observat că cel mai des se întâmplă acest lucru noaptea. Și pe vremea am început să-L întreb pe Dumnezeu dacă nu cumva mă trezește tocmai ca să stăm de vorbă pentru restanțele din timpul zilei, ca să discutăm cu adevărat despre ce este în inima mea. De fiecare dată aș fi vrut să adorm mai repede. Uneori îl rugam pe Dumnezeu să mă lase să adorm. Dar cu timpul mi-am dat seama că rugăciunile acele erau o gură de aer proaspăt pentru sufletul meu, pentru că îl găseam și îl întâlneam cu adevărat pe Dumnezeu. Dar am știut și știu că ăsta e unul din modurile în care Dumnezeu mi-arată că rugăciunea nu poate fi cenușăreasa zilei, cenușăreasa vieții de credință, ci trebuie să fie unul din lucrurile esențiale ale vieții noastre. Și mi-amintesc clar și știu ziua, data și locul care Dumnezeu m-a oprit. În același timp m-am simțit mai invitat ca niciodată și mai obligat ca niciodată să mă rog. Și Dumnezeu m-a ajutat în felul acesta să-i acord rugăciunii un rol mai important în viața mea. Și plânsului. În mod repetat. A fost eliberator pentru mine. Să-i spun lui Dumnezeu, fără rețineri, ce cred despre oameni. Tot ce cred. Despre oamenii pe care îi întâlnesc, pe care urmează să-i întâlnesc, cu care am vorbit. Să-i cer să-mi corecteze părerile, să-mi vindece inima, relațiile. Să-i spun problemele pe care le văd, problemele care se repetă, problemele pentru care nu văd o rezolvare în viitorul imediat apropiat. Și am simțit că prin psalmi, Dumnezeu se ocupă în primul rând de inima mea, e ca o radiografiere constantă, deschide încă o ușă, ajunge mai adânc în inima mea. Și a fost o bucurie pentru mine
Să văd ce a făcut David, un elev în școala rugăciunii, pentru că a fost un tânăr când a început să se roage. Și a rămas acolo pe parcursul întregii vieți. Și pe parcursul vieții l-a descoperit tot mai mult pe Dumnezeu prin rugăciune. Și ăsta e marele câștig. Să vezi un om care nu-ți vorbește din postura de profesor, ci îți vorbește din postura drumului pe care el a parcurs în relația cu Dumnezeu și cum l-a descoperit mai mult, l-a cunoscut mai mult și să te invite ca de acolo de unde ești să mergi alături de el pe cărarea rugăciunii. Sunt 5 lucruri în care aș putea rezuma ce am învățat eu din psalm și aș vrea să vi le prezint în această dimineață. În primul rând, caută-L pe Dumnezeu. Nu ce-ți dă El, nu ce-ți promite El, pe El însuși. Asta e esența rugăciunii. Caută-L pe Dumnezeu însuși. Caută-L pe Dumnezeu. Dacă avem copii, știm ce face un bebeluș atunci când e flămând. Urlă, plânge. Adulții sunt agitați când se mai temperează atunci când suntem flămânzi. Dar asta e rugăciunea. Este foamea sufletului după Dumnezeu. Poți să o amăgești, poți să minți cu tot felul de lucruri, substitute false, dar nu putem împlini foamea sufletului după Dumnezeu fără rugăciune. Pentru curioși, pentru studioși, există cărți, podcasturi, predici, tot felul de lucruri disponibile oricând. Pentru oamenii religioși, există programe ale bisericii, nenumărate activități, poți să-ți ocupi toată ziua, de dimineața până noaptea. Dar nimic din lucrurile care se promovează în biserici, care sunt vândute în biserici, ca substitute pentru relația cu Dumnezeu, nu pot satisface setea sufletului nostru. De ce să-L căutăm pe Dumnezeu? De ce să ne rugăm? Primul rând, pentru că Dumnezeu ne cere. Dumnezeu ne poruncește și în același timp Dumnezeu ne invită să ne rugăm. Și prin psalmii cu context istoric dat, care menționează ocazia în care au fost scriși, Dumnezeu ne arată că vrea să legăm lucrurile prin care trecem astăzi de El, de relația cu El. Să-i spunem unde suntem, să-i spunem ce simțim, ce credem despre lucrurile prin care trecem și să le transformăm în motive de rugăciune, în rugăciunile noastre. Așadar, a-L căuta pe Dumnezeu înseamnă să ne așezăm împrejurările, să ne așezăm inima, emoțiile, trăirile, gândurile sub autoritatea lui Dumnezeu, să-i le aducem pe față înaintea Lui, transformându-le în subiecte de rugăciune. De ce să ne rugăm? Pentru că avem nevoie să ne rugăm. Avem nevoie să ne rugăm. Acum, o inimă împovărată, o inimă copleșită de greutăți, face ca rugăciunea să fie mult mai de dorit decât vremurile bune ale vieții noastre. Când ne merge bine, ne pierdem dorul după Dumnezeu. De cele mai multe ori ne pierdem dorul după Dumnezeu pentru că ne amăgim cu falsuri. Uitați-vă la David. Deseori, primele lucruri care l-au împins în prezența lui Dumnezeu au fost dureri, au fost lucruri incomode, l-au făcut să urle, să strige, să plângă. A fost durere, a fost despărțire de cei dragi, a fost singurătate, a fost nedreptate, a fost teamă, teamă de moarte, deznădejde, o mulțime de lucruri. Dar el n-a rămas în acele împrejurări pe care le simțea ostile, pe care le simțea incomode. Ce a învățat? Să se roage. Martin Lloyd-Jones spune, psalmiștii sunt cacul unei busole, poate să oscileze. Poate să vibreze, dar în cele din urmă se oprește la un punct fix. Pe Tine Te caut, Doamne, nu decorul, nu oameni, nu lucrurile pe care mi le dai. În ultima instanță, pe Tine Te caut. Și asta e reacția instinctivă a copiilor când au o problemă. Indiferent care e ora din zi sau din noapte, dau buzna la părinți dacă au nevoie de ajutor. Ăsta e dreptul și asta e bucuria copiilor, să-L caute pe Dumnezeu de acolo de unde sunt, copiilor lui Dumnezeu, să caute alinare în prezența lui Dumnezeu. Poverile, durerile, greutățile sunt o parte din lucruri care ne împing în prezența lui Dumnezeu. Același lucru ar trebui să-L facă și bucuriile noastre. Și bucuriile noastre. Augustus Toplady spune, cu siguranță, Doamne, nu pot tânji după prezența Ta dacă nu cunosc dulceața ei. N-am ce să-mi aduc aminte dacă nu cunosc dulceața prezenței Tale. Și uneori, dorul lui David e nestăvilit. Parcă e un îndrăgostit.
care de-abia așteaptă să-și vadă iubita și pe oricine ar întâlni, nu se oprește sau nu rămâne acolo, pentru că vrea să-și întâlnească iubita. Și dacă amplificăm acest lucru de 1000 de ori, de un infinit de ori, descoperim ce înseamnă întâlnirea omului cu Dumnezeu însuși, cea mai frumoasă ființă din univers, care ne iubește cel mai mult. Da, spune David, te-am văzut în lăcașul tău și am privit la puterea și la gloria ta, pentru că îndurarea ta prețuiește mai mult decât viața. De aceea, buzele mele te vor lăuda. Buzele mele te vor lăuda. Întâlnirea cu Dumnezeu nu este o poveste pentru David. Este un lucru real care se imprimă în suflet, îi marchează viața. Și el vorbește despre încântare, încântare în prezența lui Dumnezeu. Fiind parte din poporul lui Dumnezeu, David știa ce a fost scris înainte din Biblie. Știa experiența oamenilor din poporul lui Dumnezeu. Cu siguranță știa despre momentul în care Dumnezeu i s-a descoperit lui Moise. A trecut prin fața peșterii în care era ascuns, protejat Moise. Și l-a auzit pe Dumnezeu rostindu-și numele și s-a închinat. Și David știa care este numele Domnului. Domnul, Domnul Dumnezeu este milostiv și binevoitor, încet la mânie și plin de îndurare și de credincioșie. El își păstrează îndurarea față de mii de generații, iertând fără de legea, nelegiuirea și păcatul, dar nu lasă nepedepsi pe cel vinovat, ci pedepsește nelegiuirea părinților în copii și în copiii copiilor lor, până la a treia și la a patra generație. Și Moise s-a plecat repede până la pământ și s-a închinat. Și cu siguranță, nu doar pentru el, dar pentru toți cei care sunt parte din poporul Dumnezeu și au înțeles cum l-a întâlnit Moise pe Dumnezeu. Astfel de întâlniri rămân borne, borne ale sufletului. Cât de preocupați suntem noi să-L întâlnim, să-L căutăm și să-L întâlnim pe Dumnezeu. Unii dintre noi citesc psalmi în mijlocul suferinței, în mijlocul durerii, n-au nevoie de argumentele elaborate ca să-i convingă cât de importantă este rugăciunea. Ei pur și simplu o trăiesc. Știu ce înseamnă rugăciunea. Dar pentru cei care suntem poate în anotimpuri mai bune, mai ușoare ale vieții, poate fi o capcană care să ne facă să ne pierdem dorul după cea mai importantă persoană din univers. Dar vestea bună pe care ne-o aduc psalmii e că ne pot reaprinde jarul rugăciunii. Ne pot aprinde și pot reaprinde rugăciunea care încă fumegă. Dumnezeule, spune David, Tu ești Dumnezeul meu. Te caut cu ardoare. Îmi setează sufletul după Tine. Îmi întânjește trupul după Tine. Într-un pământ sterb, uscat și fără apă. După Tine, după Tine, Doamne. Indiferent dacă suntem credincioși sau necredincioși, toți avem în esență aceleași nevoi, aceleași nevoi. Și diferența fundamentală este modul în care ne împlinim acele nevoi, în ascultare sau în neascultare de Dumnezeu. Aceleași nevoi. Psalmii ne vorbesc, de exemplu, despre nevoia de siguranță, nevoia de relație, acceptare, speranță, iertare și dragoste. Toate le întâlnim în psalmii cu context istoric dat, dar pot fi împlinite în ascultare sau în neascultare de Dumnezeu. Avem aceleași nevoi și aceleași probleme, indiferent că suntem credincioși sau necredincioși. Ne putem rezolva problemele în ascultare sau în neascultare de Dumnezeu. E o diferență uriașă. Cum ne rezolvăm problemele? Singuri sau la cine apelăm? Cine ne însoțește în problemele noastre? Pentru că problemele noastre dispară în momentul în care îl alegem pe Iisus ca Mântuitor. Rugăciunea este un strigăt după ajutorul lui Dumnezeu. Este o bucurie atunci când Dumnezeu intervine. E o nădejde că știi cine este alături de tine pe drum. E o laudă la cunoașterea lui Dumnezeu. Alergăm la Dumnezeu având convingerea că El este acolo, că El răspunde și că El întărește pe cei care apelează la El. Când mi-este slăit Duhul în mine, spune David, Tu îmi cunoști cărarea. Îmi cunoști cărarea. Te chem, Doamne, zicând, Tu ești adăpostul meu, partea mea de moștenire,
pe pământul celor vii. Dumnezeu știe unde suntem fiecare dintre noi astăzi. Știe inima fiecăruia dintre noi. Niciunul dintre noi nu trece prin lucruri care să le ia pe Dumnezeu prin surprindere. Apostolul Pavel ne spune că Dumnezeu însuși cântărește lucrurile pe care El le îngăduie asupra noastră. Nu va cuprins nicio ispită care să fie peste puterea omenească, dar credincios este Dumnezeu, care nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci odată cu ispita a pregătit și o cale de ieșire, ca să o puteți răbda. Și astfel de convingeri ne încurajează, ne mângâie inima, ne dau nădejde. Dar nu ne dau nădejde dacă vom reuși singuri, ci ne fac mai dependenți de Dumnezeu, de Dumnezeul adevărat. Și atât de important să știm că nu suntem singuri. Să știm că nimeni nu ne poate jefui de rugăciune. Nimeni nu ne poate fura rugăciunea. Nici măcar singurătatea. Și ăsta e primul lucru care cred că îl putem admira la David. Reacția instinctivă de a se ruga, de a alerga la Dumnezeu. Atunci când vede care sunt problemele din fața lui, David nu își evaluează variantele, are o singură problemă, o persoană care știe că îi poate rezolva toate problemele. Este Dumnezeu însuși. Ca un copil care aleargă, dar se oprește numai când îl întâlnește pe Dumnezeu. Nu mai ascultă pe alții. Se duce la tatăl lui. Știe unde trebuie să ajungă. Și imaginez că dacă David ar merge astăzi cu noi acasă, dacă ne-ar ști inima, dacă ne-ar vedea relațiile, casele, locul de muncă, problemele pe care le avem, ispitele, David ne-ar încuraja un singur lucru pe fiecare dintre noi. Roagă-te! Spune lui Dumnezeu ce e în inima ta, cum sunt relațiile tale cu ceilalți, care sunt ispitele tale. Cel mai bun moment ca să te rogi nu-i mâine, este azi, este acum. Caută-L pe Dumnezeu. Și rugăciunea face distinția aceasta între oameni care doar au o religie, un hobby de duminică, și oamenii care au o relație autentică cu Dumnezeu și și-o trăiesc în fiecare zi a săptămânii. În fiecare zi a săptămânii. Ocaziile care au strânit scrierea psalmilor cu context istoric, dar ar putea fi îngrămădite pe această imagine. Și sunt lucruri prin care trecem fiecare dintre noi. Probleme și bucurii pe care toți le avem. Toți avem relații, toți avem un trecut. Și trecutul fiecăruia dintre noi e murdar fără Dumnezeu. Viitorul nostru este numai iluzia pe care noi sperăm că o putem construi prin puterile noastre, dacă suntem fără Dumnezeu. Familiile noastre o să fie un eșec fără Dumnezeu. Nu ne putem minți că putem închide ușa casei lui Dumnezeu, că noi să ne descurcăm singuri, că o să fie bine fără Dumnezeu. Nu o să ne fie bine, nici nouă, nici copiilor noștri. Ispitele o să ne calce în picioare pe toți. Lipsurile le îndurăm o vreme, dar nu le putem îndura la nesfârșit. Și în fața fricii de moarte, nici unul dintre noi nu are scăpare, pentru că niciunul dintre noi nu are putere în fața morții. Moartea ne calcă în picioare pe oricare dintre noi, fără Iisus Hristos. Și marea întrebare este, nu cine trece prin aceste lucruri, pentru că toți o să trecem prin ele. Și cine are curajul să-și calce pe mândrie ca să meargă alături de Dumnezeu prin toate aceste domenii, colțuri ale vieții? De ce să-L căutăm pe Dumnezeu? Pentru că lui Dumnezeu îi pasă de fiecare dintre noi. De fiecare loc în care suntem, de oricare din aceste domenii ne doare, ne ustură pentru cum este astăzi. Lui Dumnezeu îi pasă de fiecare dintre noi. Dar ce se întâmplă dacă nu mă rog? Ce pierd dacă nu mă rog? Ce pierd dacă nu mă rog? Lipsa rugăciunii e o alarmă. E un avertisment. A dispărut unul din semnele vitale ale vieții veșnice. Nu putem pretinde că avem relație cu Dumnezeu și viața veșnică înseamnă să-L cunoaștem pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos, dar noi să nu ne rugăm. Nu putem pretinde. Este unul din semnele vitale. Rugăciunea este indispensabilă relației creștine. Uitați-vă la David. A avut și el perioade în care a lipsit rugăciunea. Când? 9-10 luni, când a păcătuit cu Bașeba. A rămas însărcinată, s-a născut copilul, a murit. Și omul care apela instinctiv la rugăciune, nu s-a mai rugat. De ce? Păcatul l-a ținut departe de Dumnezeu.
A fost un zid uriaș între el și Dumnezeu, n-a putut să-l dărâme. I-a distrus viața de rugăciune și a distrus toate relațiile. Și asta face păcatul tolerat în viața fiecăruia dintre noi. Ne calcă în picioare. Psalmii ne invită să-L căutăm pe Dumnezeu în toate aceste domenii. Să le punem toate sub autoritatea Lui. Să avem încredere în El, să mergem alături de El, să le transformăm în subiecte de rugăciune. În al doilea rând, meditează la chipul lui Dumnezeu din psalmi. Meditează la chipul lui Dumnezeu din psalmi. Uitați-vă la David, cum se roagă el și cum ne rugăm noi. Cele mai multe din rugăciunile contemporane sunt o durere sau o bucurie a sufletului. Și apoi ne luăm la revedere de la Dumnezeu. David vorbește despre Dumnezeul lui, mai mult decât vorbește despre problemele lui. Ne vorbește mai mult decât de jurnalul lui de rugăciune, ne vorbește despre cine a răspuns la rugăciune, cine a mers alături de el în viață. Nu își termină rugăciunea, nu îi se rezolvă problemele, au continuat întreaga viață. Dar el nu încetează să ne vorbească despre Dumnezeul lui. Alternativa devastătoare este să ne inventăm noi un Dumnezeu. Nu Dumnezeul Scripturii, nu chipul lui Dumnezeu din psalmi. Ne inventăm noi un Dumnezeu care să fie bun, comod pentru viața noastră. Și despre acela vorbim, aceluia ne rugăm, aceluia ne închinăm. Dar nu-i Dumnezeul adevărat, e creația noastră, după chipul și asemănarea noastră. La sfârșitul vieții, când își evaluează viața, David izbucnește în psalmul 18. E un cântec de laudă la adresa lui Dumnezeu și el ne spune care sunt, în trei versete, doar în trei versete ce aveți pe ecran, modul în care el l-a cunoscut pe Dumnezeu pe parcursul întregii vieți. Te iubesc, Doamne, puterea mea. Domnul este stânca mea, fortăreața mea și eliberatorul meu. Dumnezeu este stânca mea în care mă adăpostesc, scutul meu, puterea care mă eliberează, locul meu de scăpare. L-am chemat pe Domnul, cel demn de laudă, și am fost eliberat din mâinile dușmanilor mei. Și această introducere pe care David o scrie spre sfârșitul vieții este cea mai densă descriere a lui Dumnezeu din psalmi. David enumără toate modurile în care l-a cunoscut pe Dumnezeu. Și nu avem nicio urmă de îndoială cine a cucerit inima, pe cine iubește David, ce iubește mai mult decât pe orice. Este Dumnezeu însuși. Acesta este motivul bucuriei lui. Și asta e comoara spre care el ne îndreaptă atenția. Și ne spune, nu-i disponibilă doar la sfârșitul vieții. Dumnezeu însuși poate păși alături de noi, în aceste moduri, în fiecare zi, în fiecare problemă, în fiecare bucurie a vieții. Îți aduci aminte vreo zi, vreun moment în care Dumnezeu ți s-a descoperit în acest fel? Ca putere, ca stâncă, fortăreață, eliberator. David te cheamă să-L auzi pentru acest lucru. Să medităm la chipul lui Dumnezeu din psalmi înseamnă să gândim la modul în care Dumnezeu însuși ni s-a descoperit. Să încetăm să ne imaginăm noi cum am vrea să fie Dumnezeu sau cum s-ar potrivi mai bine pentru viața noastră, ci să medităm la Dumnezeul care există cu adevărat. Și aceste opriri sunt semnalate, sunt invitații pentru noi prin acest termen pe care de obicei sărim în grabă pentru el. Selah, oprire. David tace, vorbește și apoi tace. Se gândește la ce a vorbit, vorbește, tace și se gândește la Dumnezeul căruia îi vorbește. Și chiar dacă își continuă rugăciunea, este în aceeași situație, în aceeași groapă, în aceeași peșteră, el are o imagine mai clară despre Dumnezeu. Și ăsta e câștigul uriaș al rugăciunii lui. O imagine mai clară despre Dumnezeul adevărat. Și tăcerea din rugăciune este una din momentele esențiale. Pentru că noi atunci decidem dacă mă mai rog sau nu. L-aștept pe Dumnezeu să-mi răspundă sau îmi rezolv eu problema. Știu ce să fac. Am venit, i-am spus, nu mi-a zis până acum, știu ce să fac de acum încolo. Problema e pe mine, nu? Tăcerea inițiază un dialog între problema noastră și Dumnezeul nostru. Și fie chipul lui Dumnezeu ajunge mai adânc în inima noastră, credința noastră e întărită de Dumnezeul Scripturii, sau credința noastră șovăie și mai puternic, tremură mai mult. În momentele de oprire, David își aduce aminte în cine a crezut. Și în astfel de momente,
descoperim care e cea mai mare nevoie a noastră. Nu ce spunem noi. Nu-i spunem medicului ce să facă pentru noi. Și El ne spune ce să facem pentru sănătatea noastră. Nu-i spunem lui Dumnezeu cum să ne vindece sufletul. El ne spune care sunt bolile și tratamentul pentru sufletul nostru. Dietrich Bonhoeffer spunea: rugăciunea nu înseamnă pur și simplu revărsarea inimii, ci înseamnă aflarea drumului spre Dumnezeu și comunicarea cu El, indiferent dacă inima este plină sau goală, indiferent ce e în inima noastră, bucurie sau durere. Rugăciunea înseamnă să-L găsim pe Dumnezeu, nu să ne basculăm inima în prezența Lui, ci să-L găsim pe Dumnezeu însuși. Și suntem invitați să dobândim această convingere. Nu să citim rugăciunile lui David, nici măcar să le memorăm, ci să gustăm că Dumnezeu este bun, că Dumnezeu este adevărat. Gustați și vedeți că Domnul este bun, ferice de omul care se adăpostește în El. Și fiecare psalm ne invită să facem asta. În cele mai neașteptate momente și în cele mai ciudate locuri. În cele mai ciudate locuri. După aceea am fost și eu la biserică dimineața. Dar după amiază m-am dus la spital cu mama la urgențe. Și pentru că știam cum sunt lucrurile, știam că durează, mi-a luat o carte cu mine, ca să am ce face în timpul ăla. O carte pe care o începusem. Meditații la psalm de C.S. Lewis. După ce ne-am înscris, s-a spus să așteptăm, să așteptăm, să așteptăm, am început să citesc. Când am deschis cartea și am văzut unde am rămas, capitolul era frumusețea Domnului. Frumusețea Domnului. Și m-am blocat. După ce m-am dezmeticit, am început să repet titlul și m-am gândit dacă Dumnezeu nu zâmbește când îmi citește gândurile. Pentru că spuneam: Doamne, nu ăsta e locul în care vine cineva să descopere frumusețea Ta. Nu aici se sărbătorește Paștele. Nu aici. Dar cu toate astea am continuat să citesc și să mă rog. Și C.S. Lewis vorbește în acest capitol despre momentul în care David duce chivotul Domnului la Ierusalim. Și una din soțiile lui spune că s-a făcut de râs în fața slujitorilor. Și lui David nu-i pasă. Nu-i pasă ce zice ea. Pentru că inima lui era bucuroasă că se afla în prezența lui Dumnezeu. Și a avut puterea să uite de sine, pentru că a avut bucuria întâlnirii cu Dumnezeu. Îl cunoștea pe Dumnezeu. Așa putem uita de noi înșine, într-un mod sănătos, descoperindu-L pe Dumnezeu și fiind cuceriți de El, închinându-ne înaintea Lui. Și am dat dreptate lui Dumnezeu. Chiar și spitalul e un loc potrivit în care să descoperim prezența și frumusețea lui Dumnezeu. Pentru că vezi, la orice om te uiți, prin durerea de pe chipul lui, nevoia noastră de înviere. Și că niciun doctor, niciun spital nu poate face pentru noi ceea ce poate face Iisus Hristos. Să ne învie din morți, să ne dea viață veșnică. Nimeni nu poate face asta. Și în timp ce mă rugam, parcă Dumnezeu mi-a destupat mintea. Și aici pot fi găsit. Și lucrurile pe care le învățăm sunt povești, dacă nu prind viață în timpul săptămânii. Dacă nu suntem cuceriți de Dumnezeu în timpul săptămânii, avem doar un hobby de duminică. Nu avem o relație cu Dumnezeu. Dan Allender și Trempen Logman spun: Dumnezeu recurge la tăcere pentru a ne aduce neliniște. Folosește abandonul pentru a ne trezi și ne atacă pentru a ne opri din căutarea independenței noastre idolatre. El este un Dumnezeu al paradoxurilor. Se folosește de întuneric pentru a crește în noi dorința de lumină. Și toate circumstanțele care stârnesc noi teama, frica, durerea, sunt folosite de Dumnezeu ca să deschidă mai larg inima noastră pentru bunătatea Lui, pentru frumusețea Lui, ca să ne descopere mai mult cine este El. Și psalmii ne descoperă un om cucerit de frumusețea lui Dumnezeu, care și-a pus mărturia în scris și ne întreabă dacă și noi vrem să fim cuceriți de același Dumnezeu. Sau ne mulțumim cu mărunțișuri. Noi avem alte lucruri pe care le considerăm mai atrăgătoare. În al treilea rând, psalmii îl anunță și ne invită să-L descoperim pe Iisus.
La fel ca întreg Vechiul Testament, psalmii ne invită să-L descoperim pe Iisus Hristos. Psalmii ne împrumută cuvinte, să ne spunem durerile, să ne spunem poverile, bucuriile în prezența lui Dumnezeu. Dar singurul care ne poate împlini cu adevărat sufletul, dorințele, tânjetul sufletului, nu e un om, nu sunt lucruri, ci este Hristos însuși. Atunci când El vorbește în auzul ucenicilor și a contestatarilor Lui, răspunzându-le, El spune următoarele lucruri: voi cercetați Scripturile, deoarece credeți că în ele aveți viața veșnică. Dar tocmai acestea mărturisesc despre mine. Scripturile ne trimit la Iisus Hristos. Ne învață, în mod specific, psalmii, ne învață cum să ne rugăm. Și ne anunță că în fața ușii cerului noi nu suntem singuri. Iisus e alături de noi, ca ajutor și ca mare preot, în bogăție și în sărăcie, în sănătate și în boală, la bine și la greu. Noi nu suntem singuri. Ce mi-a spunea, suferința este un loc pentru o părtășie deosebită cu Iisus. Și vedem asta în viețile noastre. Putem râde cu oricine, dar plângem doar cu cei mai apropiați. Iar legătura este cea mai puternică atunci când suferința lor se împletește cu a noastră. În Iisus găsim singura persoană care cunoaște toată suferința și durerea noastră, trădat de cei mai apropiați a Lui, bătut de străini, dezbrăcat, abuzat și atârnat pe cruce. Nu există nici o rană a noastră pe care El să nu o poată atinge. Nici o rană. Și asta ne invită psalmii. Să ducem toate rănile noastre înaintea Lui, să ducem toate bucurile noastre înaintea Lui, să-L descoperim dincolo de rănile și de bucurile noastre. Caută-L pe Dumnezeu. Meditează la chipul lui Dumnezeu în psalme și descoperă-L pe Iisus Hristos. Ușor de zis, le aveți și pe foaie. Greu de făcut. Știți de ce? Fiecare dintre noi avem scuzele noastre. Putem invoca zeci și sute de scuze. Și aș vrea să vă spun despre una singură care apare de zeci, de sute de ori în viața noastră a fiecăruia dintre noi. Poate o țineți acum în mână, aveți în buzunar, în poșetă. Este telefonul. Notificările, mesajele, apelurile susțin de zeci, de sute de ori într-o singură zi că orice altceva este mai important decât Dumnezeu. Este mai important decât rugăciunea și ne atrag e altă voce pe care o ascultăm. Am citit de curând mărturia unei femei care spunea: această vară a fost prima mea vară de adult în lumea reală. De ce? Pentru că mi-am schimbat relația cu telefonul. Am încercat să trăiesc cât mai detașată de el. Mamă de doi copii, serviciu full-time și spune: cu toate astea în fiecare zi aveam 2 ore pentru ecran. Și am hotărât să trăiesc cât mai detașată de el. A dezinstalat aplicațiile inutile, a renunțat la iluzia prietenilor virtuali, social media, a redus la tăcere notificările și a ținut telefonul la distanță, într-un suport. Și așa spune ea, a reînceput viața în lumea reală. Și a fost un câștig uriaș. Și a recâștigat capacitatea de atenție, i-a crescut capacitatea de atenție și a văzut-o în mod special în timpul de citire a Bibliei și de rugăciune. S-a bucurat din nou de liniște. Familia și prietenii ei adevărați au primit mai multă atenție, timp din partea ei, față în față. A scăpat de tot felul de anxietăți și și-a recăpătat somnul odihnitor. Însă cel mai mare câștig, spune ea, a fost că am început să aud mai clar vocea Mântuitorului meu, pentru că am redus la tăcere toate vocile care îmi spuneau că altceva e mai important și le ascultam pe ele și mergeam după ele, mai des decât după Mântuitorul meu. Psalmii ne invită să memorăm cuvintele sau rugăciunile omului lui Dumnezeu. Ne invită să memorăm modul în care Dumnezeu ni se descoperă în Scriptură. Ne invită să-L ascultăm pe Dumnezeu și ne cer curajul să renunțăm, să dăm crezare vocilor care ne cheamă în toate direcțiile. Viața în lumea reală începe cu refacerea relației cu Dumnezeu. Dumnezeu este Creatorul nostru și e cea mai frumoasă persoană. Și viața noastră în lumea reală începe prin refacerea relației cu El. Și al patrulea rând,
Psalmii ne cheamă să-L lăudăm pe Dumnezeu. Nu doar prin muzică, mi-a trăgea atenția cineva la pauză. Nu doar prin muzică, chiar dacă în direcția asta pare să ne conducă imaginea. Măsura în care lăudăm pe Dumnezeu ne arată modul în care suntem bucuroși în El, în care suntem încântați de El. Măsura în care suntem încântați de El. Pentru că instinctiv, noi lăudăm lucrurile de care ne bucurăm, lucrurile care ne încântă. Și psalmii ne invită în primul să gustăm și apoi să exprimăm bucuria cunoașterii lui Dumnezeu. David vorbește, își vorbește sufletului său, dar apoi ne vorbește nouă. Ne invită să ne alăturăm în laudă. Sufletul meu se laudă în Domnul, să audă și să se bucure cei smeriți. Preamăriți-L pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să ne bucurăm cu adevărat. Și toate bucurile noastre sunt false sau incomplete fără El. Dumnezeu vrea să fim încântați. Și tot ce putem gusta, tot ce putem trăi, este fals sau incomplet fără El. El vrea să ne scape de temerile noastre. Vrea să ne vindece. Vrea să ne alunge toate durerile noastre. Vrea să fie aproape de fiecare dintre noi. Vrea să ne răscumpere. Dar ca să facă toate aceste lucruri, Dumnezeu a avut nevoie de crucea Fiului Său. Și numai când îl auzim pe Fiul Său rugându-se și pe cruce, onorându-L pe Dumnezeu și-L pe cruce, lăudându-L prin ceea ce a trăit, prin ceea ce a făcut pe cruce, înțelegem că Dunezeu poate fi lăudat oriunde am fi astăzi. Și Dumnezeu merită să fie lăudat, indiferent unde suntem noi astăzi. Iisus este singurul care a reușit să-L laude pe Dumnezeu în orice zi a vieții Lui. Și a găsit încântarea, bucuria în relația cu Tatăl. Și El ne-a spus ceea ce a trăit. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta. Este un lucru pe care psalmii doar îl anunță și ne arată oameni ca și noi, cu suișuri și coborâșuri, care uneori fac asta, alteori nu. Iisus este singurul care a făcut-o întotdeauna. Fii înălțat, Dumnezeule, spune David, mai presus de ceruri, fie gloria ta peste întregul pământ. Și ultimul lucru pe care îl putem învăța din psalmi este să vorbim despre Dumnezeu. Și vom face asta cu adevărat, cu bucurie. Știți când? Când îl vom căuta pe Dumnezeu însuși. Când vom medita la Dumnezeul care ni s-a descoperit în Scriptură, nu la Dumnezeu pe care îl inventăm noi, la Dumnezeul care ni s-a descoperit în Scriptură, când îl vom descoperi pe Fiul Său și îl vom cunoaște printr-o relație personală și când inima noastră va fi plină de bucurie și în mod sincer îl va lăuda pe Dumnezeu, atunci vom vorbi oamenilor despre Dumnezeu, pentru că avem de ce să le vorbim. L-am gustat pe Dumnezeu. Știm că este bun. Știm ce poate fi spus și altora. Psalmii ne invită să găsim calea spre bunătatea lui Dumnezeu, spre îndurarea Lui și apoi să o arătăm și altora. Asta face David în psalmii Lui. Găsește calea spre mila lui Dumnezeu și ne arată și nouă. Aș vrea să vă invit să vă ridicați și să ne rugăm.